Vlad Crâznic, sunt reprezentant al organizației Râzii Mânt România. Nu vă spune mult numele acesta, dar ceea ce facem noi poate să vă spună foarte mult, și anume, vrem ca organizație în România și în mai multe locuri în lume să-l ajutăm pe credincios să gândească și pe gânditor să creadă. Nu credem că rațiunea trebuie să fie despărțită de credință, credem că trebuie să lucreze împreună pentru binele societății în care trăim și pentru binele individului. Dr. Ross Guinness este acel profesor care le îmbină pe ambele cu foarte mare maestrie și sper ca să vă răspundă la multe întrebări în seara aceasta. Pentru că Nathan Mladin, prietenul și colegul meu, are mai multe cuvinte în vocabular decât mine, el îl va traduce și sper să putem să înțelegem fiecare nuanță a discursului pe care l-am auzit în seara asta. Mulțumim încă o dată pentru participare! Tremendous pleasure to be with you. E o plăcere deosebită să mă aflu în această seară cu dumneavoastră. A few years ago, I was at Stanford University in California. Cu câțiva ani în urmă eram în California la Universitatea din Stanford. And a student asked me a question I'd never been asked before. Și un student s-a ridicat și mi-a pus o întrebare pe care n-am mai primit-o niciodată. If you could be a member of any generation except the one you were born in, which one would you choose? Dacă ți s-a dat ocazia să faci parte dintr-o altă generație decât generația în care ești, oricare ar fi aceasta, din ce generație ai alege să faci parte? All sorts of great periods of history flash through my mind. În mintea mea mi-au trecut prin minte o serie întreagă de generații de glorie în istorie. But what I said is I'd like to be a member of your generation. Dar răspunsul meu l-a surprins pentru că i-am spus că mi-aș dori să fiu parte din generația ta, a celui care întreabă. Because your generation today is often described as the crunch generation. Pentru că generația voastră este deseori descrisă ca fiind generația conglomeratului. Because in the global era, many of the great issues of the world are converging to create a crunch. Pentru că multe din chestiunile curente în lume astăzi, într-o eră a globalizării, se întrepătrund, se întretaie și formează un tot, un conglomerat, îi putem spune. And your generation will have to answer these questions in your lifetime. Și generația voastră va trebui să răspundă provocărilor care se iscă din această întretăiere a mai multor curente și perspective în această eră a globalizării. Și aceasta va fi în timpul vieții noastre. If you answer them well, humankind is in for calmer sailing. Dacă răspundeți adecvat la aceste întrebări și aceste provocări, soarta umanității nu este în pericol. If you answer them badly or you don't answer them at all, humankind could well be in trouble. Dacă răspunsul pe care îl dați nu este adecvat sau dacă și mai rău nu răspundeți întrebărilor și provocărilor, suntem în mare pericol. But I want to open up an issue that lies underneath many of the other issues. Dar vreau să vă deschid perspectiva asupra unei chestiuni care stă la baza acestei realități tocmai descrise. And that's the little question, how do we live with our deepest differences? Și aceasta este întrebarea foarte simplă, dar foarte profundă, și anume, cum trăim împreună cu divergențele noastre cele mai profunde? And you can see that the deepest differences are either ideological or religious. Și se observă că diferențele noastre cele mai profunde sunt de ordin religios sau ideologic. Just think for a minute of the 20th century. Să ne gândim o clipă la secolul 20. It said that 100 million people were killed in war. Se știe despre secolul 20 că este secolul în care 100 de milioane de oameni și-au pierdut viața din cauza războiului. Another 100 million under political repression, mainly communism. O altă sută de milioane și-au pierdut viața datorită oprimării politice, în special sub comunism. And yet another 100 million under ethnic and sectarian violence. Și o altă sută de milioane de oameni și-au pierdut viața în urma conflictelor de ordin etnic și sectar. Just think of the barbarism we've seen in the last few months
in Syria and Iraq. Gândiți-vă la barbarismul care, pe care l-am putut vedea în Orientul apropiat, în Iran, în ultima vreme și în zona aceea. You can see that problem of living with deep differences in a dramatic way. Și această situație ilustrează cu acuitate această provocare de a trăi cu divergențe profunde. Now I want to argue some simple points tonight. În seara aceasta vreau să vin cu câteva reflexii simple. First, that the one answer is to bring freedom of conscience for people of all faiths across the world. Un prim răspuns la această realitate și provocare, aș spune eu, este demersul de a le da tuturor oamenilor, indiferent de credința lor, libertate de conștiință. Now let me open up a number of areas. Dați-mi voie să mă duc în mai multe direcții cu acest gând. All of these require much, much more thought, but I want to at least start your thinking. Sigur, abia mă mișc deasupra suprafeței acestui problematici foarte complexe și aș putea să mă duc mult mai în profunzime, dar dați-mi voie să fac un pas înainte. First, why is this issue so urgent all over the world today? Mai întâi să începem cu o întrebare. De ce este această problematică atât de presantă în contextul actual al lumii? A number of factors have come together. Mai mulți factori sunt împreună și dau socoteală de această stare. One is that we're seeing a global resurgence of religion countered by a highly aggressive secularism. În primul și în primul rând am putea vorbi despre, pe de o parte, o resurgență la nivel global a religiei și în contrapondere o resurgență sau o renaștere a unui ateism foarte militant. When I was your age, the so-called secularization thesis was dominant. Când eram de vârsta voastră, era în vogă așa numită teză a secularizării. Put very simply, that was the idea that as the world gets more modern, the world gets less religious. În cuvinte foarte simple, teza secularizării spune următorul lucru. Pe măsură ce lumea se modernizează, avansează, religiosul scade din importanță și chiar se disipă. Europe was considered the vanguard of the future. Europa era considerată avangarda viitorului. And somehow America was odd. America era o excepție. Because America was the most modern and the most religious of modern countries. Statele Unite, după cum știm, a fost și este cea mai modernă țară, cel mai modern stat și totuși cel mai religios stat. But that theory has collapsed. Însă teoria aceasta a secularizării s-a dovedit falsă. It was biased on behalf of the secularists. Era bazată pe niște prejudecăți în favoarea seculariștilor. And it was clearly seen that after the Iranian Revolution in 1979, it was factually wrong. Și după revoluția iraniană din 1979 s-a dovedit a fi în mod factual eronată. Today it said that everyone is now everywhere. Se spune despre astăzi că toți sunt peste tot. Because of the media and because of travel and because of migrations of people, we can see incredible diversity across the world. Datorită mediei, datorită posibilității de a călători, datorită fenomenului de emigrare, lumea este extrem de diversă și diferențele se văd cu claritate. So many of our big cities have most of the world's religions in one city. Așa se face că cele mai importante metropole în lume sunt gazdele celor mai multe religii ale lumii. Another factor was the collapse of the traditional settlements, the ways of handling these issues. Un al doilea factor care a dus la falsificarea tezei secularizării a fost prăbușirea vechilor modele de a înțelege acest raport. Take two of our European ways of handling it. Gândiți-vă la cele două modele europene care sunt până astăzi în spațiul public. One is the French way and the other is the American way. Pe de o parte modelul francez, pe de altă parte modelul american.
Both of them go back to very critical years in their history, which have thrown a long shadow down the centuries. Ambele modele se sprijină pe momente decisive în istoria Franței, respectiv a Americii, și legătura este cât se poate de profundă. Of course, in France, it went back to 1789 and the French Revolution. În cazul Franței, legătura se oprește la momentul Revoluției franceze în 1789. And you can understand the French way if you understand the cry of the revolutionaries in the streets. Și aranjamentul francez poate fi înțeles prin prisma strigătelor din de pe străzile Parisului. What they said was this: we want to strangle the last king with the guts of the last priest. Și strigătele acelea sunau cam așa: vrem să sugrumăm ultimul împărat cu mațele ultimului preot. In other words, in 1789 you had a corrupt church and a corrupt state. Cu alte cuvinte, în 1789 aveai un stat corupt și o biserică coruptă. And both of them were together and both of them were oppressive. Statul și biserica erau într-un mariaj al corupției și oprimării. So the revolution threw off both of them. Și revoluția a dus la prăbușirea amândurilor. And the French system is called laïcité, a strict separation of religion and public life. Sistemul francez este cunoscut prin termenul cheie laïcité, care presupune o separare netă între sacru, religios și secular. And that system has been followed by many countries, including Turkey under Ataturk. Și acest sistem sau acest model este prezent chiar și astăzi în țări precum Turcia lui Ataturk. But think today of all the North African immigrants who've come into France. Dar gândiți-vă pentru o clipă la toți imigranții africani care au pătruns în Franța de astăzi. And you can see all sorts of problems like the controversies over the headscarves for women. Și nu ne ia prea mult să ne gândim la controversele care s-au iscat în urma acestui lucru, ne gândim la controversa legată de ținuta femeii în public, în cazul musulmanilor. At the other extreme, you have the United States. La cealaltă extremă e modelul american, Statele Unite. And they go back to the revolution too, their revolution. Statele Unite privește în trecut la momentul revoluției americane. They also disestablished the churches. Și Statele Unite au creat un sistem de separare între biserică și stat. But they did it in order to make faith voluntary. Au făcut lucrul acesta, le-au separat pe cele două cu un scop foarte precis, de a transforma credința să devină o activitate, o orientare opțională, facultativă. And you can see that over 200 years religion in America flourished. Și se vede cu lămurire că religia în ultimele 200 de ani a înflorit în Statele Unite. It wasn't despite disestablishment, it was because of it, because faith was now voluntary. Și înflorirea aceasta pe care Statele Unite o arată lumii a fost nu în ciuda acestei separări între biserică și stat, ci tocmai datorită separării. But they've had controversies and what they call culture wars for 50 years now. Totuși, în ultimii 50 de ani, lucrurile n-au fost tocmai civilizate. Există un adevărat război cultural care nu se mai termină în Statele Unite. You can see in both countries the system is breaking down and there needs to be a new way forward. În ambele țări, în Franța și în Statele Unite, modelul tradițional își dovedește șubrezimea și de aceea cred că este nevoie de a articula un model nou, o cale de mijloc. Still another factor is the emergence of what's called a global public square. Un alt factor care trebuie luat în considerare l-am putea numi emergența, apariția unui spațiu public global. In Europe, we know that the public square goes back to Athens and the Agora. În Europa știm că ideea de spațiu public își are rădăcinile în Agora Greciei antice.
It was the place where citizens came together to debate and decide the issues of their common public life. Era un spațiu concret în care cetățenii veneau la oaltă pentru a dezbate împreună viața în comun, ideile care ar trebui să ghideze traiul în comun. Later in Britain we had our Houses of Parliament. Mai târziu, mult mai târziu în Marea Britanie, am înființat casa Parlamentului. The Americans had their Congress, the French had their Assembly. And many countries in the world have their public square. Americanii au pus bazele Congresului. În alte situații, o adunare populară și diverse forme, diverse încarnări ale ideii de spațiu public. But what's important is it was a physical place. Invariabila în cazul acestor modele a fost faptul că întotdeauna a fost vorba de un spațiu public concret, fizic. But then the physical place became a metaphor. Dar treptat spațiul acela public concret a devenit o metaforă. People could be discussing public affairs in a newspaper or on television. It was a public square metaphorically. Oamenii au început să discute chestiuni ce țineau de viața în comun în dezbateri publicate, la televizor și în alte forumuri virtuale. But now, in the age of the internet, the public square has gone virtual. Dar iată-ne în era internetului și spațiul public s-a digitalizat, este o realitate virtuală. I'm sure some of you have heard of the reactions to the Danish cartoons caricaturing the Prophet Muhammad. Sunt convins că cel puțin unii dintre dumneavoastră ați auzit de controversa legată de acele caricaturi ale profetului Mohamed în Danemarca. Or some of you more recently remember when Pope Benedict spoke at the University of Regensburg. Sau poate ceva mai de curând, mai recent, Papa Benedict vorbind în Regensburg. Or when that silly little American video came out about Islam. Sau când a apărut în spațiul public acel videoclip absolut tâmp din partea americanilor legat de Islam. In each case there was a furious reaction beginning with the internet. În fiecare caz internetul a fost canalul prin care s-a transmis o furie generală. In other words, in the age of the internet, we can be speaking to the world, or maybe not speaking to the world, but the world can hear us. În era internetului, avem posibilitatea de a ne adresa lumii, însă lumea deseori nu ascultă. In each case you bring these factors together, they raise the question, how do we live with our deep differences? Are we going to destroy each other through tension and conflict? Și toate aceste lucruri, dacă le luăm împreună, ridică cea mai presantă întrebare. Cum anume trăim cu divergențele noastre cele mai profunde? Ne războim unii cu alții? Ne luăm de păr? Sau găsim o modalitate de a trăi armonios? I have never been onto a Romanian blog or website. N-am fost niciodată pe un blog românesc sau un site românesc. But in England, which is my home, in America, where I live, the websites and the blogs are almost barbaric the way they discuss public affairs. Însă, atât în Anglia, pe care o consider țara mea, dar și Statele Unite, țara în care locuiesc, deseori dezbaterile pe bloguri și pe site-uri au conotații și proporții barbarice, de-a dreptul. And if this is the way the world is going to settle its differences, the future doesn't look promising. Și dacă blogurile și site-urile sunt o imagine a felului în care lumea va ști să-și negocieze diferendele și divergențele, realitatea viitoare nu e deloc promițătoare, nu-i așa? Let's pick up a second issue. Să ne gândim la o a doua chestiune foarte importantă. Why is freedom of conscience so foundational? Poate vă întrebați deja, de ce este libertatea de conștiință atât de importantă? Fundamentală chiar. In many parts of the world, whether Muslim or communist, freedom of conscience is routinely ignored or dismissed.
În multe părți din lume, fie că vorbim de o țări islamice sau țări comuniste, libertatea de conștiință este adesea cel puțin ignorată, dacă nu împinsă și eliminată cu totul. I wonder how many of you could give a strong defense of freedom of conscience. Aș fi chiar curios să știu câți dintre voi ați putea oferi o pledoarie argumentată în favoarea libertății de conștiință. Let me give you three reasons why it's so important. Dați-mi voie să vă prezint trei motive, trei rațiuni pentru care libertatea de conștiință este fundamentală. First, freedom of conscience is often described as the first freedom. Mai întâi, libertatea de conștiință este adesea descrisă ca fiind libertatea primară. Take the three political rights. Gândiți-vă la cele trei drepturi politice fundamentale. Freedom of conscience, freedom of speech, freedom of assembly or association. Libertate de conștiință, libertate de expresie și libertate de asociere sau asociere liberă. There's no hierarchy or ranking. Nu există o ierarhie a acestor trei drepturi fundamentale. But they are interdependent and interlocking. Ele, cele trei, sunt interdependente și se întrepătrund. Freedom of assembly assumes and requires freedom of speech. Libertatea de asociere presupune libertatea de expresie. You don't want to get together to have a sort of hug-in with people. Rare ori vrei să te întâlnești și doar să te îmbrățișezi, un fel de pupat îmbrățișat. You get together with people to share and to speak of things that you care about deeply. Nu, te întâlnești cu oameni ca să discuți, ca să dezbați lucruri care contează și pentru tine și pentru celălalt. But equally, freedom of speech assumes and requires freedom of conscience. Dar în egală măsură, libertatea de expresie presupune și reclamă libertatea de conștiință. You want to speak about things that matter to you because you're convinced of them according to the dictates of your conscience. Vrei să ai libertatea de a vorbi despre lucrurile care contează pentru tine, lucruri în care crezi cu convingere, pentru că acelea își au temelia în dictatele conștiinței tale. Think for a minute, freedom of choice is very different from freedom of conscience. Libertatea de alegere este foarte diferită de libertatea de conștiință și vreau să explic. Freedom of choice, you're free to choose anything you like, like in a supermarket. Libertatea de alegere presupune un lucru foarte simplu. Ai libertatea de a alege ce vrei tu, asemenea unei situații în care ești într-un supermarket. But freedom of conscience is respected because you are not free. Libertatea de conștiință trebuie să-ți fie respectată întrucât nu ești liber. You are not free because you're bound by the dictates of your conscience. Libertatea de conștiință trebuie respectată nu fiindcă ai libertatea să o faci, ci fiindcă ești legat, dacă vreți, de dictatul, de vocea conștiinței tale. I'm sure you've heard of the great statement by the reformer Martin Luther. Sunt sigur că ați auzit o afirmație celebră a reformatorului Martin Luther. He was on trial for his faith and his life before the Holy Roman Emperor. Era judecat pentru credința sa și pentru faptele sale în fața împăratului imperiului al vremii roman. The last man who stood where he stood was burnt at the stake the next day, Jan Hus. Cel care a stat într-o poziție similară înaintea sa, Jan Hus, a fost ars pe rug imediat în a doua zi. But Luther refused to change his mind. Dar Luther a refuzat să-și schimbe convingerile. What he said was, "Here I stand, so help me God, I can do no other." Luther zice, "Aici stau, nu pot să mă mișc în altă parte, nu pot să fac altceva." He was bound, not free, by his conscience. Era legat, nu era liber să creadă orice, era legat de constrângerea, de dictatul convingerilor și conștiinței sale. Now there are all sorts of ways of denying that.
Și, bineînțeles, există o sumedenie de modalități prin care o astfel de afirmație poate fi negată și respinsă. The medieval Catholics had the awful sentence, error has no rights. Catolicii în perioada Evului Mediu aveau un verdict cât se poate de tranșant. Eroarea nu are drepturi. But we have the right to be wrong. Însă trebuie spus, avem dreptul să nu avem dreptate. And you can see the communists denied that with their torture and coercions. Și ne gândim la comuniști care neagă acest drept prin mijloace de constrângere și chiar tortură. And even in the West today we have what's called political correctness, which coerces people to conform to their thinking. Iată-ne în Occident, până astăzi, și astăzi în mod special, avem corectitudinea politică, care este ea însăși o formă de coerciție și de constrângere de a se conforma unui anumit tip de gândire și comportament. A second reason why freedom of conscience is so important, it creates a civil society, as it's called. Un alt motiv pentru care libertatea de conștiință este cardinală este faptul că libertatea de conștiință creează, delimitează ceea ce numim societatea civilă. I'm sure you've come across that idea. Sunt sigur că ați întâlnit ideea aceasta. Between individual citizens in a country and the government or the state at the top, între cetățenii unei anumite țări și guvernul unei anumite țări, societies are healthy and free if there's layers of voluntary associations in which people can join. Societatea respectivă este liberă și armonioasă atâta vreme cât între cele două straturi există fel și fel de inițiative voluntare, asocieri voluntare care duc la înflorirea și dezvoltarea organică a acelei societăți. And spend time and give money and pursue the visions in which they believe. Și categoria aceasta de mijloc sunt oamenii care se angajează în proiecte care își au rădăcina în convingerile lor și în viziunea lor cu privire la viață, la sensul și scopul vieții. And when you have a healthy civil society, you don't have to have such a large controlling government. Și când ai o societate civilă sănătoasă, nu ai nevoie de un guvern greoi și balșoi care să controleze totul. If you have a weak civil society, you have to have a growing government involved in everything in our lives. O societate civilă șubrezită presupune un guvern care să se implice și să controleze fiecare aspect al vieții în comun. And the key to a civil society is giving people freedom of conscience to pursue their visions and their ventures. Și ingredientul esențial pentru o societate civilă sănătoasă și liberă este de a le da oamenilor libertatea de conștiință, de a se angaja în mod voluntar în aceste inițiative care și-au rădăcina în convingerile lor. And the third reason freedom of conscience is important, it helps to create a harmonious society. Un al treilea motiv, o a treia rațiune pentru care libertatea de conștiință este importantă, este faptul că libertatea aceasta este cheia unei societăți armonioase. I was born and spent my first 10 years in China. M-am născut și mi-am petrecut primii 10 ani din viață în China. Almost every time I go back, I hear the Chinese quote their former president saying, China is a harmonious society. Aproape fiecare dată când mă duc în China, aud diversi oameni care îl citează pe fostul președinte care spunea cu gravitate că în China avem o societate armonioasă. And I always say to the Chinese, that's no big deal. Și eu le spun chinezilor, îmi pare rău, dar nu sunt deloc impresionat. You have diversity in China, incredible diversity, and you have harmony in China. Ai diversitate în China, nimeni nu tăgăduiește asta, ai armonie în China. But you miss the third thing that really matters. Însă vă lipsește al treilea factor, factorul esențial. The challenge is to have diversity with liberty and still achieve harmony.
Provocarea este să ai diversitate, să ai armonie și totuși să ai libertate și cele trei să meargă împreună. So the Chinese have coercion, not liberty. Așa că în cazul Chinei, în lipsa libertății e constrângerea sau coerciția. There's never been a society which brought those three together without freedom of conscience for everybody. N-a existat niciodată o societate care să aibă cele trei: armonie, libertate și diversitate, fără libertatea de conștiință. But let me go to the third point, the heart of the controversy. Dați-mi voie să trec repede la punctul al treilea și să mă duc în centrul controversei curente. Which model for bringing religion and politics together is the best way forward? Care este acel al treilea model între cele două extreme care poate să aducă cele trei ingrediente împreună: armonie, diversitate și libertate? Now all our countries are different. Nu există o țară ca alta. So we will go forward in the light of our own history and our own national values. Fiecare țară înaintează în istorie în conformitate cu istoria ei și cu valorile care s-au filtrat în timp. There's no solution that's a kind of one size fits all. Nu există o soluție, o formulă magică ce poate fi aplicată tuturor țărilor. But there are two main models in the world and the question is which one do you want to choose? Dar există la ora actuală două modele în lume și întrebarea care vă lansez este următoarea: care dintre acestea îl alegeți? I want to argue that both of them are inadequate and there's a better third way. Eu personal aș vrea să susțin ideea că niciunul dintre cele două modele nu este adecvat, nu este satisfăcător și este nevoie, se impune un al treilea model. One model is what's called the sacred public square. Pe de o parte, avem ceea ce numim un spațiu public sacru. That's a model of public life where one religion is preferred or established. Și un spațiu public sacru presupune existența unei situații în care o religie saturează acel spațiu, este preferată și este dominantă în acel spațiu. There are some very mild versions of that and there are some very harsh versions of that. Există variante moderate ale acestui model și există variante radicale ale acestui model. Probably the mildest version in the world is the Church of England in England. Poate cel mai moderat model este Biserica Angliei în Anglia. It has no blood on its hands. Nu se poate rușina de sângele de pe mâinile ei. And it's weak spiritually and it's weak culturally. Dar este slabă și fără impact spiritual și cultural. A very harsh version of that is Iran. O variantă radicală a acestui model este Iranul. Or Saudi Arabia or Pakistan. Arabia Saudită sau Pakistanul. Think of the fate of the Baha'i, a tiny minority in Iran. Gândiți-vă la soarta Baha'ilor, o minoritate chiar foarte mică într-o țară ca și Iran. But what we've seen this summer, the fate of the Yazidis in Iraq under the Islamic State. Sau cum am văzut în timpul verii, soarta azidilor în Irak sub asediul statului islamic. In other words, everyone who does not share the faith of the established faith could be in trouble. Cu alte cuvinte, toți cei care nu împărtășesc credința dominantă în țara respectivă sunt în pericol. In other words, that system is not just and free for everybody. Cu alte cuvinte, acest model nu este just, drept și nu presupune libertate pentru toți cetățenii acelui spațiu. The other model is what's called the naked public square. La cealaltă extremă, al doilea model este ceea ce putem numi spațiul public gol sau vidat. In other words, the attempt to drive all religions out of public life and make it entirely secular. Un model care încearcă să elimine orice fel de perspectivă religioasă și prezența religiosului în spațiul public și să impună un secularism.
Again, there are mild versions and there are very harsh versions. Există și în acest caz variante moderate și variante radicale ale modelului. The French system is pretty mild. Modelul francez este un model moderat. But the North Korean system or the Chinese system is often extremely harsh for those who don't share the regime's ideology. Însă modelul comunist, modelul nord-corean, este o variantă radicală a modelului. Este extrem de nedrept și extrem de violent față de cei care nu împărtășesc convingerile comuniste. And of course, most of the world is religious. Și o realitate faptică este un lucru faptic este realitatea că lumea este în larga ei majoritate religioasă. They might believe a thousand religions, but they believe in religion. Chiar dacă se poate vorbi de mii și mii de religii, de perspective religioase, totuși faptul este că lumea în marea majoritate ei este religioasă. So you can see both systems deny justice and freedom for everybody. De aceea se poate observa că ambele modele la extreme le refuză dreptate, echitate și libertate pentru anumiți cetățeni. The alternative, which is a growing one, is to build what's called a civil public square. Alternativa, cea de-a treia variantă, este construirea unui spațiu public civil sau al civilității. That's a vision of public life in which everyone of every faith is free to enter and engage the public square. Și acest spațiu public civil presupune că toți cetățenii au libertatea, sunt încurajați chiar să participe la dezbaterea publică cu convingerile lor, cu perspectivele lor religioase sau seculare. That's a matter of freedom of conscience, which should be protected for everybody. Și modelul acesta, bineînțeles, se sprijină pe libertatea de conștiință, care ar trebui să fie un drept fundamental acordat tuturor cetățenilor. But, and here's the big but. Dar, și este un dar foarte apăsat. That is done within a political framework of the understanding of what is just and free for everybody else too. Dar acest model funcționează doar în baza unui cadru, unei temelii compuse dintr-un consens asupra lucrurilor care sunt echitabile, juste și dau libertate tuturor cetățenilor. In other words, a right for a Christian is a right for an atheist, is a right for a Jew, is a right for a Muslim. Cu alte cuvinte, dreptul unui creștin este dreptul unui evreu. Dreptul unui evreu este dreptul unui musulman și așa mai departe. Everyone's faith is respected in terms of their freedom to believe it. Credința fiecărui cetățean este respectată în sensul că fiecare are dreptul să creadă ceea ce consideră, ceea ce conștiința îi dictează să creadă. But then they're taught to respect other people's freedom of conscience, but know how to negotiate the differences peacefully. Dar fiecare este încurajat să recunoască libertatea de conștiință a celuilalt, iar divergențele să le negocieze, să le dezbată într-un mod caracterizat prin civilitate, respect reciproc. But the trouble is civility is badly misunderstood today. Problema este că această noțiune de civilitate este greșit înțeleasă astăzi într-un mod chiar foarte grav. Civility is not being nice to each other. Civilitatea nu este tot una cu cum se cădenie. Civility is not searching for a lowest common denominator unity. Civilitatea nu este cel mai mic numitor comun. There is no common unity between all the religions and ideologies in the world. Nu există un fond comun pentru toate religiile și toate ideologiile curente astăzi în lume. At the level of religion and at the level of ideology, our differences are ultimate and irreducible. La nivelul religiilor, la nivelul ideologiilor, divergențele sunt ireductibile și ireconciliabile. For example, take the new atheists
and compare them with Orthodox Jews. Gândiți-vă la noi atei și comparați-i cu evreii ortodoxi. There is no fundamental unity between those two worldviews. Nu există absolut nimic care să îi lege, nu există niciun spațiu comun care să îi lege pe cei doi. But the unity is not at the level of religion and ideology. Așadar, unitatea nu trebuie căutată și nu se va găsi la nivelul ideologiei sau la nivelul religiei comune. Each faith is free to be faithful to what it believes. Fiecare perspectivă religioasă sau de altă natură are libertatea de a crede, de a practica ceea ce crede și ceea ce îi dictează conștiința. But people are taught how to respect other people's faiths, but to know how to disagree with them civilly and persuasively. Dar oamenii sunt învățați în acest model cum să respecte libertatea de conștiință a celorlalți și cum să dezbată în acest spațiu al civilității într-un mod respectuos și armonios. Now you have to choose in your generation which model you want in Romania or throughout Europe. Și pe umerii voștri atârnă această responsabilitate de a alege care model de înțelegere a spațiului public veți practica, veți îmbrățișa pentru România și pentru generația voastră. But you have to work for a model that guarantees justice and freedom for everybody. Dar trebuie să luptați și trebuie să căutați un model de înțelegere a vieții în comun care să le ofere tuturor cetățenilor atât echitate și libertate. Let me raise one last question. Dați-mi voie să vă las o ultimă întrebare. How do we see the spread of human rights and the sort of vision I painted? Cum explicăm și cum vedem răspândirea drepturilor omului universale în acest model pe care tocmai l-am schițat? You probably know the story of the Universal Declaration of Human Rights. Probabil că deja cunoașteți unii dintre voi istoria formulării Declarației Universale ale Drepturilor Omului. Next year is the 800th anniversary of Magna Carta in England. Anul viitor este a 800-a aniversare, 800 de ani de la semnarea Magnei Carta în Marea Britanie. And since then you've had a number of great declarations going down to the Universal Declaration in December 1948. Și de atunci până în 1948, și noi ne raportăm la cel 1948, sunt o serie de declarații care se sprijină în mod fundamental pe declarația din drepturilor omului din 1948. Article 18 of the Universal Declaration is about freedom of conscience. Articolul 18 din drepturile omului vizează tocmai această problematică a libertății de conștiință. And there are four very distinctive things in the article. Și sunt patru elemente distincte în acest articol 18. Freedom of conscience means the right to adopt a faith. Libertatea de conștiință presupune dreptul de a adopta o credință sau o perspectivă de orice fel. It's the right to practice a faith. În al doilea rând, este dreptul de a practica orice credință. It's the right to share a faith and communicate it. Este dreptul de a împărtăși, de a comunica o credință sau o perspectivă. Which incidentally many liberals deny because they don't like the dirty word proselytism. Iată un drept pe care foarte mulți seculariști îl neagă pentru că nu le place cuvântul, adică folosesc acel cuvânt cu conotații profund negative, proselitism. And very importantly, it's the right to change a faith. Și în al patrulea rând, în mod fundamental, dreptul de a schimba credința sau perspectiva religioasă. Again, think of Islam. Gândiți-vă din nou la Islam. Islam grants the right to convert to Islam, but not from Islam. Islamul le acordă oamenilor dreptul de a se converti la Islam, dar nu de a se converti la o altă religie. Many people have been burnt alive this very week in Pakistan because of that. Au fost mulți oameni chiar în ultima săptămână care au fost arși de vii datorită acestui drept refuzat în
Islam. But how did the ideas spread? Dar întrebarea este cum s-au răspândit aceste idei. Stage 1 is declaration. Etapa 1, declarația propriu-zisă. The declaration is only a declaration of principle. It has nothing to say about binding law. Declarația propriu-zisă este doar o declarație de principiu. Nu are absolut nimic de a face cu implementare, cu legiferarea propriu-zisă. But like Magna Carta and like the many bills of rights, it's a ringing declaration of the beacon of freedom. Dar precum Magna Carta și alte coduri de legi fundamentale, este un monument, este un moment de glorie al principles of freedom. Al principiilor libertății, mă iertați. Stage 2 is implementation into law. Etapa a doua, implementarea acestor drepturi în lege, legiferarea propriu-zisă. That came 15, 20, 25 years later in most of the countries of the world. Această etapă a doua a survenit în multe cazuri 20, 25, 30 de ani mai târziu în majoritatea țărilor. And most of the countries of the world have those principles in their constitution or their laws or their conventions. Și sunt multe țări care într-adevăr au pe lângă Constituție sau într-un raport cu Constituția aceste drepturi care s-au tradus în lege. No country in the part of the world is thicker with these things than Europe. Nici un loc din lume nu e mai stufos, nu e mai stufos când vine vorba de aceste drepturi implementate și legiferate decât Europa noastră. But many countries miss stage 3. Însă foarte multe țări nu ajung la etapa a treia, cea mai importantă. And that is the education and transmission, the handing on of these principles from one generation to the next. Etapa educației, etapa transmisiei acestor valori și principii din generație în generație. The great French philosopher Montesquieu said you need two things to protect freedom. Marele filozof francez Montesquieu spunea că e nevoie de două lucruri pentru a proteja libertatea. You need the structures of freedom, which is law. Ai nevoie de structurile libertății și aceasta este legea. But you also need the spirit of freedom, which has to go in every generation to the next one. Dar în egală măsură și la fel de important, ai nevoie de spiritul libertății, un spirit care se transmite și care trebuie păstrat viu din generație în generație. You can lay down the structures of law for a long time. Poți fundamenta structuri ale legii. But the spirit of freedom is always one generation away from collapsing. Și în vreme ce structurile pot dăinui, spiritul libertății este la o generație departe de punctul în care libertatea se poate risipi cu totul. His great disciple, Alexis de Tocqueville, called the spirit of freedom the habits of the heart. Celebrul său discipol, Alexis de Tocqueville, vorbea despre spiritul libertății în termenii unor virtuți sau deprinderi ale inimii. And there you have the European problem. Și iată în nuce problema Europei. Europe is burdened with laws flowing out of Brussels. Europa e îngreuiată cu legi care vin dinspre Bruxelles înspre celelalte țări. But Europe lacks the spirit of freedom and the habits of the heart which keep the flame alive. Europei însă îi lipsește fundamental spiritul libertății. Un spirit al libertății întreținut prin deprinderi, virtuți ale inimii, care păstrează viu spiritul libertății. So as I began, your generation is the crunch generation. Ca să mă întorc de unde am început. Sunteți generația intersecțiilor. On every day for the last 25 years, someone somewhere in the world was being killed for their religion or in the name of religion. În ultimii 25 de ani, într-un loc din lume sau altul, a existat cel puțin o persoană în fiecare zi care a fost omorât ori din pricina religiei, ori în numele religiei.
Is your generation going to be satisfied with that? Întrebarea este, vă mulțumește această stare de fapt? Or are you going to have the vision and the courage to produce a better way forward for humanity? Sau veți avea voi viziunea și curajul de a crea un alt model pentru o societate sănătoasă în viitor? Now a lot of young people think that's somebody else's problem. Și din păcate sunt foarte mulți tineri care spun asta e treaba altora. They maybe say atheists and so they say that's the problem for religious people. Ateii se uită spre oamenii religioși și spun e problema lor să se ocupe ei. But remember I said religion and ideology. Dar vă aduceți aminte am spus religie și ideologie. More people were killed in the last century by atheist regimes in the name of an atheist ideology than all the religious repressions in Europe combined. În ultimul secol au fost mai mulți oameni omorâți din pricina unei ideologii ateiste decât în toată era persecuțiilor religioase la un loc. So many people think, oh, the problem is religious fundamentalists in the Middle East. Sunt foarte mulți oameni care se uită și spun clar problema este fundamentalismul religios în Orientul Mijlociu. But we have the problem of fundamentalist atheists in Europe and the West. Dar aș îndrăzni să spun că avem în același fel problema fundamentalismului ateist în Europa. And of course every one of us has a world view. Și de fapt fiecare dintre noi, dacă suntem onești, are o anumită viziune despre lume și viață. So we need to enter into this problem together with vision and courage to create a better way forward. De aceea avem această datorie de a veni împreună în spațiul public, civil și să dezbatem și să discutăm împreună despre felul în care vrem să înaintăm în istorie. Most of you in the room are too young to remember what happened 25 years ago in the anti-communist revolution. Mă gândesc că sunt mulți dintre noastre care sunteți prea tineri ca să vă aduceți aminte în mod direct de lucrurile care s-au întâmplat acum 25 de ani odată cu prăbușirea comunismului. I was in Prague 3 weeks ago taking part in the celebrations of what happened there in 1989. Cu câteva săptămâni în urmă eram în Praga la aniversarea evenimentelor din Praga în 1989. But you need to remember there are two parts of freedom. Trebuie să ținem cont că există două căi ale libertății. One part is what's called negative freedom, freedom from. Două componente ale libertății. O componentă negativă, libertatea de anumite lucruri, libertatea în raport cu anumite constrângeri. In your case, freedom from the oppression of the Soviet Union. Libertate sau eliberare de sau de sub opresiunea comunistă. But that's only half of freedom. Aceasta însă este doar o jumătate a libertății. The other half is what's called positive freedom, freedom for, freedom to be. Cealaltă jumătate a ideii de libertate este libertatea pozitivă, libertatea pentru anumite lucruri, libertatea de a face și de a fi anumite tipuri de persoane. Freedom to be requires a vision of what you're supposed to be. Și libertatea aceasta pozitivă, libertatea de a fi, presupune o viziune clară a finalității și a scopului pentru care existăm. So many of the European countries that were under the Soviet Union. Au fost foarte multe țări care au fost sub stăpânire sovietică. They're very clear about what they're free from, but they're not very clear what they're free for to be. Sunt țări care au o înțelegere clară cu privire la libertatea negativă, libertate de anumite constrângeri. Au însă mari dificultăți în a înțelege libertatea pozitivă, pentru ce suntem liberi. Before he was executed, Socrates said, "The unexamined life is not worth living." Înainte de a fi executat, Socrate a spus următorul lucru: viața necercetată nu merită trăită. That means we think enough and care enough to think what is the meaning of life.
And what is the way we want to live together? Cu alte cuvinte, ar trebui să ne pese atât de mult de viața și de sensul ei și de ce vrem să trăim și să nu de ce vrem să trăim. So I want to challenge every single one of you to think through an examined life. Așa că provocarea pe care vi-o lansez este să vă cercetați viețile și rațiunea de a fi. What is human dignity? O întrebare fundamentală, ce este demnitatea omului? What is freedom? What is justice? What is community? Ce este libertatea? Ce este echitatea? Ce este armonia? Before you leave this great university, I would challenge you, each of you, to think through your answers to each of those. Și provocarea mea este ca înainte să părăsiți această universitate, acest spațiu de învățământ, este să vă luptați cu răspunsurile la aceste întrebări fundamentale. I'm a follower of Jesus. Eu personal sunt urmaș al lui Isus Hristos. And I've entered in these debates right across the world, from China to the United States. Am participat în astfel de dezbateri în diverse locuri în lume, în Statele Unite, în China și în alte spații. I would never try to coerce anyone into thinking the way I believe. Și niciodată nu m-am gândit să oblig sau să manipulez pe cineva să creadă așa cum cred eu. But I'm happy to enter into the debate so that we may persuade each other and know that each of us has solid answers. Dar îmi face plăcere să particip la viața în comun, într-un spațiu public civil, să dezbatem împreună și să găsim împreună care sunt cele mai bune răspunsuri la aceste întrebări fundamentale ale vieții. But let's move into our time of questions and answers. Dar mă rezum la atât și vă las vouă oportunitatea de a pune întrebări și voi căuta să le răspund. When we were at Timișoara, eram la Timișoara ieri. There was a dead silence and the students sat there in silence. Și au trecut minute bune până când cineva îndrăznit să vorbească. Am stat în liniște totală. So I'm trusting at this great University of Cluj, you'll be much better. Așa că, dar îmi pun mari speranțe în Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și chiar nădăjduiesc că veți contribui și veți reacționa la mesajul meu. O familie de migranți din Sudan merge în Belgia și încearcă să-și practice tradițiile și cultura în țara respectivă. Și una dintre aceste tradiții și culturi include mutilare vaginală pentru fete. Da. Care este dreptul meu să le spun că așa ceva nu-i bine? Each country asks this question, what kind of community do we want to be? Fiecare țară stă sub semnul întrebării, ce fel de țară, ce fel de comunitate vrem să fim? And every country comes to its own conclusion. Fiecare țară ajunge la răspunsurile proprii. If you go to the Middle East and you're in the tent of a sheikh. Dacă ați merge în Orientul Mijlociu și ați ajunge în cortul unui sheikh, you might eat your dinner sitting on carpets on the ground. Poate că ai lua masa stând culcat pe niște covorașe. But equally, when they come to our countries, they are in our tent. Dar, tot în acest fel, când cei din spațiul acel ar veni în țările noastre, ar adopta și s-ar conforma practicilor noastre. And we do not believe in female mutilation. We do not believe in child sacrifice, like, say, some Nigerians. Și în cortul nostru, nu credem în practica mutilării fetelor. Nu credem în sacrificiu uman, cum e cazul în anumite părți din Nigeria. Put differently, Western law guarantees absolute freedom of conscience in believing. În alte cuvinte, legea occidentală fundamentală oferă libertatea absolută de a crede orice. But it does not give freedom of conscience to behaving. Dar nu oferă libertatea de conștiință de a practica orice. Because behaving touches other people and behaving touches other people's property.
Pentru că practicarea, faptele îi afectează pe ceilalți ca și persoane și afectează posesiunile celorlalți. So I'm totally against the belief in, say, Wicca. De exemplu, eu personal sunt total împotriva convingerilor vicanilor. I also happen to think that a belief like Scientology is about the most stupid belief you could have. La fel cred că Scientologia este una dintre cele mai stupide concepții pe care cineva ar putea să o aibă. But I respect Tom Cruise's right to believe it. Dar respect dreptul unuia ca și Tom Cruise de a fi un adept al Scientologiei. I respect a Wiccan's right to believe Wicca. Respect dreptul unui vican de a practica religia vicană. But if they want to sacrifice a cat, or even worse, as happened in London, a baby, no. Dar dacă un vican vrea să sacrifice o pisică sau, cum s-a întâmplat chiar în Londra, un copil, spun un nu categoric. Now the trouble is today, liberals have brought in the notion of political correctness. Problema este că astăzi liberalii au introdus noțiunea de corectitudine politică. So people are trying to stop everything that causes them offense. Noțiune care a fost impusă pentru a opri și asista orice fel de dezbatere care ar putea să-i ofenseze pe ei. So we should talk and do our best to expand the spheres of civility and freedom. Așa că ne revine nouă sarcina de a dezbate, de a discuta și de a contribui la lărgirea acestui spațiu public al civilității. But behavior never is an absolute freedom. Comportamentul, făptuirea concretă nu este niciodată un drept absolut al libertății. And the same is true of freedom of speech. La fel stau lucrurile și cu libertatea de expresie. You're not allowed to cry fire in a crowded cinema. Nu ți se dă dreptul să strigi foc, foc într-un cinematograf plin. In other words, at the level of belief, absolute freedom. At the level of behavior, no. Cu alte cuvinte, la nivelul convingerilor, credințelor, da, libertate. La nivelul faptelor, comportamentului, conduitei sociale, nu. O altă întrebare? Da. Ce pot face eu, până de 21 de ani, pentru a avea o societate care nivelă de credință mai mare și pentru a nu fi atât de omor și crime din cauza religiei în lume? We all move at least two levels. Cu toții dintre noi operăm la cel puțin două nivele. One level is the personal and the interpersonal. Unul dintre aceste două nivele este nivelul personal și interpersonal. At that level, I try and respect everyone's right to believe what they believe. Și la acest nivel, am datoria să respect dreptul fiecăruia de a crede și de a adopta orice credință sau perspectivă. I mentioned that I was a Christian. Am menționat anterior că eu personal sunt un creștin. Underneath the notion of civility is a Christian rationale for that. La temelia noțiunii de civilitate, aș îndrăzni să spun, există un fundament creștin. Followers of Jesus are called to speak the truth, but with love. Urmașii lui Hristos sunt chemați să rostească adevărul, dar cu dragoste. But then we're also citizens and we act in a political level too. Dar ca și creștini suntem în același timp cetățeni și avem datoria de a ne comporta într-un mod civil și în conformitate cu normele politice. And I think at that level you're constantly raising the question, what sort of community do we want to be? Și cred că la acest nivel mereu și mereu răspundem și ne punem întrebarea, ce fel de comunitate, ce fel de societate vrem să fim cu adevărat? Europe is highly confused at the moment. Și Europa este într-o fază de confuzie generală. So you want to be part of a student discussion, then a larger discussion, arguing for a better way forward for Romania and for Europe. Așa că poate vei lua în considerare ideea de a participa la discuții, dezbateri despre ce înseamnă o societate echitabilă, liberă, poate
mergând mai departe în alte fel de foruri, discutând despre viitorul României și, de ce nu, despre viitorul Europei și lumii întregi în aceste chestiuni. And of course that always means standing for the rights of the tiniest community in your country and the most unpopular community in the country. Aceasta va presupune apărarea drepturilor celor mai mici și mai minoritare grupări în țara voastră. One of the great mistakes American Christians have made is to stand when they have been violated rather than standing for other people's rights too. Una dintre greșelile pe care societatea americană a făcut-o a fost să se ridice și să vorbească atunci când drepturile lor le-au fost încălcate, dar să tacă complice atunci când drepturile celorlalți au fost încălcate. Our rights are best protected when everyone's rights are well protected. Drepturile mele sunt protejate atunci când drepturile tale sunt protejate. We have another question. Dr. Muniz, you have given us something to think about, and thank you for that. But I have a question related to the third model that you presented, and it sounds very appealing in theory. But very what? Appealing. Appealing. Yes, I'm not quite sure it's about its feasibility. So, and I would refer to quote yourself when you told us a few minutes ago that when you are going to Middle East, you think it's normal to behave according to their customs, and when someone is coming to Europe, you will expect them to behave according to our customs or norms. And my question is this: don't you think that if we try to achieve a limited set the same protection for all the regions in every sphere, we will only have the secondary effect of secularization of religion. For example, we will have secular Christians or secular Muslims, but not really practical Christians and Muslims. Mm-hmm. So don't you see that this is a danger? I think in terms of freedom of conscience, you can see three main regions in the world. În ceea ce privește libertatea de conștiință, cred că putem vorbi de trei regiuni distincte în lume. The Americans have wrestled with this longer and better than any other part of the world until recently. Americanii s-au frământat și au găsit soluții mai bune decât ceilalți pentru multă vreme, mai puțin perioada recentă. Europe does not have a great record. Europa nu are cu ce să se laude la acest capitol, din păcate. Whether it's the medieval church under the popes or communism more recently, Europe has the worst record in the world. Când ne referim la Europa medievală, Europa catolică, când ne referim la comunism, Europa nu are o istorie fericită. But many of the seeds of these ideas are European. For example, freedom of conscience came from Englishmen like Roger Williams. Dar multe dintre semințele acestor principii își au rădăcina în Europa, în gândirea unor oameni precum William Wilberforce. Roger Williams. Roger Williams. In the 17th century. În secolul 17. But his ideas never flourished in England. Ideile sale n-au înflorit însă niciodată în Anglia. They flourished in America and he was the founder of the state of Rhode Island. Au înflorit însă în America și ideile lui Williams au înflorit în statul Rhode Island. So Europe has it all back there. But not a great record. Așa că Europa are totuși lucruri cu care să se laude, n-are însă o istorie lăudabilă și fericită. But clearly the Middle East is the furthest away from any solution. Orientul Mijlociu este limpede cel mai departe de o soluție practică în privința aceasta. So I'm not utopian. De aceea nu sunt utopic. It'll take time to spread. Va lua ceva timp până când ideile acestea se vor răspândi propagandă. Pick up the other part of your question. Dar dăm voie să mă refer la a doua parte a întrebării.
The real challenge today is not secularization. Adevărata provocare astăzi nu este secularizarea. The real challenge is what's known as pluralization. Adevărata provocare este pluralizarea. You have an explosion of pluralism and it brings in a relativism. Ai de-a face cu o explozie a pluralismului care aduce cu sine o explozie a relativismului. But notice I said you have freedom of conscience allows people to be free to be faithful to what they believe. Dar repet, libertatea de conștiință aduce cu sine libertatea de a crede și a veni cu credința ta în spațiul public, așa cum este ea, în integritatea ei. But the real challenge to what you're saying is, are we content with a bad status quo? Întrebarea cea mai importantă, provocarea este, suntem mulțumiți cu status quo-ul prezent? If you look at all the advances in human rights, gândiți-vă la progresul înregistrat în privința drepturilor omului în ultima vreme. Take William Wilberforce, the great abolitionist of slavery. Gândiți-vă la William Wilberforce, în sfârșit, marele aboliționist în privirea sclaviei. Just brought him in a little early. That's exactly what I'm saying. Slavery was accepted. It was nasty, but necessary. Sclavia era pretutindeni acceptată. Era o treabă murdară, dar necesară. And he had to change the whole thinking in Britain, to change the whole thinking in the empire. And America was a lot later. Și Wilberforce a trebuit să vină în acest context și să schimbe treptat gândirea în Anglia, gândirea în Europa și mult mai târziu gândirea în Statele Unite. Or do you know the name Raphael Lemkin, the man who put the word genocide on the map? Gândiți-vă la Raphael Lemkin, care a conceput termenul de genocid. He spent a lifetime fighting against things like the Armenian genocide. O viață întreagă a luptat împotriva genocidului din Armenia. And the world still fails, take the Rwanda genocide. Și lumea până astăzi nu ia în serios genocidul din Rwanda. But the effect of that one man's struggle has truly changed the world in many places. Dar roada eforturilor acelei unei singure persoane se vede pretutindeni astăzi, în multe părți din lume astăzi. So nothing good happens in 5 minutes. De aceea nimic bun nu se întâmplă în doar 5 minute. But if we believe in these things, and you've got a lifetime ahead of you, you're her students. Dar you need to commit yourself to it now and fight for these things for a lifetime. Dar dacă credeți în lucrul acesta, dacă credeți că este timpul de a articula un model nou, aveți o viață întreagă să luptați pentru lucrurile acestea, să practicați lucrurile acestea într-un mod concret. But a great question. Da, e o întrebare excelentă, mulțumesc. Vorbeam în direct despre pluralism și relativism. Și foarte mulți împărtășesc convingerea relativismului moral, în special în partea seculară. Și întrebarea mea, ei cum au sau au dreptul la libertate de conștiință, în sensul că ei ne acuză pe noi creștinii că încercăm să ne impunem sistemul nostru moral și că întotdeauna trebuie să fac apel la credința mea ca să pot să conving de anumite lucruri. De exemplu, nu pot să conving că viața începe în momentul concepției decât dacă fac apel la credința mea. Cum stă cu libertatea lor? Well, first, remember the difference between pluralism as a social fact. Aș spune în primul rând că vorbim despre pluralism ca un fapt social, evident. And relativism as a philosophy. Relativismul ca filozofie. We just have to accept the incredible diversity in pluralism in our world. It's a fact. Faptul pluralismului, faptul diversității, nu-l putem neglija. Este o realitate vizibilă în lumea noastră. But that does not necessarily mean relativism. Dar pluralismul nu înseamnă în mod necesar relativism. Secondly, think through that atheism is a belief too. Eu cred că merită să ne gândim la faptul că ateismul însuși este
o credință, este o perspectivă, este o viziune. I say to my atheist friends, le spun adesea prietenilor mei atei, you call yourself an atheist, which tells us what you don't believe. Spui despre tine că ești ateu, adică nu crezi în Dumnezeu, deci îmi spui ce nu crezi și în cine nu crezi. But tell me what you do believe. That's where the problems lie. Dar spune-mi ce crezi, în ce lucruri crezi și acolo cred că sunt marile probleme. Now remember, when it comes to dealing with other people, first that we're not coercing, we're persuading. Mai întâi, a spune din nou, când discutăm cu oameni care au concepții diferite de ale noastre, nu îi forțăm, nu îi obligăm, nu îi constrângem să creadă într-un anumit fel. So in a democracy, it's 51% who wins. Într-o democrație, 51% își impune voința. And if you want to win in a democracy, you have to persuade so that you have 51%. Și într-o democrație, dacă vrei să câștigi, trebuie să convingi majoritatea de punctul tău de vedere. But you're right about the third thing. Dar ai perfectă dreptate în celălalt trei lucru pe care al treilea lucru pe care l-ai spus. For anyone to quote their authority in the public square will be ineffective. Bineînțeles, a face trimitere la propria ta autoritate intrinsecă în spațiul public este o strategie ineficientă, clar. I'm in favor of what's sometimes called natural or covenantal marriage. Eu sunt adeptul ceea ce se numește concepția tradițională sau concepția fundamentată într-o relație de legământ, ca și concepție despre căsătorie. But it'd be wrong and stupid of me to go into the public square and say the Bible says therefore. Dar ar fi absolut stupid și total ineficient să mă duc în spațiul public și spun Biblia spune, prin urmare, așa și așa. A Christian has to put the biblical position in the most persuasive way because it's the most human way of going forward with marriage. Un creștin are această îndatorare de a intra în spațiul public și de a formula cele mai convingătoare, cele mai persuasive argumente în favoarea ideilor sale și susținând astfel că viziunea pe care el o propune este cea mai bună pentru om, este cel mai bun mod de a fi în lume, individual și împreună. That's called persuasion, or the old Christian word, apologetics. Și această practică de persuasiune este persuasiunea sau cuvântul mai vechi, dar astăzi actual, apologetică. If you read the New Testament, dacă citiți Noul Testament, when Paul is in the synagogue, he preaches from the Torah. Când apostolul Pavel se află în sinagogă, vorbește în baza Torei. That was the shared authority of Paul and all his fellow Jews. Și Tora era autoritatea comună pentru Pavel și evreii cu care era în conversație. But when he's in the Areopagus under the Acropolis in Athens, he quotes Cretan poets and Greek philosophers. În Atena însă, în Areopag, când discută cu grecii, îi citează pe filozofii și pe poeții lor ca surse de autoritate pentru ceea ce spune. But remember today, most atheists are more coercive than Christians today. Dar aș spune că astăzi majoritatea ateilor sunt mai coercitivi, mai constrângători decât majoritatea creștinilor. Probably the most famous European atheist is Jürgen Habermas. Unul dintre cei mai cunoscuți atei ai Europei astăzi este Jürgen Habermas. He says that for secular liberals to deny a Christian voice or any voice in public is highly illiberal. Și Habermas spune că pentru liberali seculari care neagă libertatea perspectivei religioase, neagă validitatea perspectivei religioase în spațiul public, este un lucru cât se poate de neliberal. Yet in the name of political correctness, many religious voices are cut out of public life. Însă realitatea este, din păcate, alta, concretă. Multe din perspectivele religioase, vocile religioase sunt refuzate în spațiul public. So, I said, we all have faiths.
It's not that religious people have faith and others don't. Everyone has a faith. De aceea aș spune că în spațiul public, în societate, toți avem credințe. Toți avem perspective asupra lucrurilor. Nu există oameni care au credințe și oameni care nu au credințe, perspective, viziune. Once again, you're raising a very important point. Din nou, mulțumesc pentru întrebare. Ai specificat ceva important. Da, ascultăm. I have two questions. How about starting with one? The first one is that in reality, the minorities like atheists in Romania and in most of the world are a minority. They are, like you said, more coercive and more vocal, and sometimes they make the law. Another group that invents a lot of human rights is the homosexual group or the LGBT group, and a lot of rights in America and in Europe are dictated by these groups, and in a pluralistic society that embraces all the minorities, how can we make a system in which one minority doesn't rule over all the others, in which they impose their own morality, or how do you guard yourself that one such minority like Muslims in Europe don't become a majority and rule like Paris and London and other parts through violence or through Sharia law or Sharia courts and schools and make their own countries in Europe. So how do you protect a society from all types of minorities that are very vocal and very aggressive in the way that they impose their moralities and laws on the others? Now again, a great and urgent current question. O întrebare cât se poate de presantă și de actuală. And what you're describing is what Roger Williams warned against 300 years ago. Ceea ce tu descrii este exact ceea ce este exact lucrul asupra căruia Roger Williams atrăgea atenția acum 300 de ani. He has a book where he talks about the ship of state. Are o carte în care vorbește despre barca numită statul. And he says the great danger, and I'm using his 17th century language, the great danger is those under the hatches, in other words, the prisoners, those under the hatches behave differently when they're at the helm, the steering wheel. Și problema pe care el o ridică este că de multe ori problema este că cei prizonieri din cală se vor comporta cu totul altfel în momentul în care ajung la cârmă. So he, in England, he hated the Presbyterians imposing on everyone else. În Marea Britanie îi detesta pe presbiterienii care își impuneau agenda asupra tuturor celorlalți. So he said the new Presbyterian is the old priest writ large. Și de aceea formula lui era foarte, foarte compactă, spunea el, noul presbiterian ar trebui să fie fostul preot și viziunea lui universalizată. Today the equivalent is the homosexual activist. Echivalentul lui este astăzi activistul pentru drepturile sexuale. They had heavy prejudice and bigotry in the past. Au fost victimele bigotismului și prejudecăților exprimate violent în trecut pentru o bună parte din istorie. But now that they're in control in many areas, they're behaving to other people the way other people behave to them. Dar ironia este că acum ajungi într-o poziție de influență culturală în multe spații din lume, se comportă exact în același fel în care se comportau cei care îi oprimau pe când erau inferiori și nu dominau societatea. For example, President Obama has a woman who's the equality commissioner. Președintele Obama are în staful său o președintă a Comitetului pentru egalitatea drepturilor. She says gay rights are a zero sum game. Și filozofia ei e foarte simplă. Drepturile minorităților sexuale
este nenegociabil. In other words, anything that clashes with gay rights has to go. Cu alte cuvinte, orice fel de opoziție, orice fel de dezbatere în privința drepturilor minorităților sexuale trebuie să dispară. But what's she doing? Dar observați ce face ea de fapt. I was talking about human rights, like freedom of conscience. Eu vorbeam despre drepturi umane fundamentale, precum libertatea de conștiință. Gay rights are what's called a civil right. They're recognized by countries that choose to recognize them. Dar drepturile minorităților sexuale sunt drepturi așa numite drepturi civile. If a civil right trumps a human right, what she's doing is saying it's all a power game. Dar în momentul în care un drept civil prevalează asupra unui drept uman, ceea ce spune ea este de fapt totul se reduce la un joc de putere în care câștigă cel mai tare. In other words, she's like a liberal cutting off the branch in which she's sitting. Cu alte cuvinte, este un liberal care își taie craca de sub picioare. In the name of rights, she's undermining all rights. În numele drepturilor, subminează toate drepturile. So we've got to make our liberal friends think, and our conservative friends too, when Așa că ne revine nouă sarcina să-i facem pe prietenii noștri liberali să gândească și, bineînțeles, și pe prietenii noștri conservatori să gândească în egală măsură. You're putting your finger on one of the great challenges both in Europe and the United States today. Dar într-adevăr atinge exact problema esențială astăzi în Europa și în Statele Unite. One more. Există o șansă ca generația noastră să ducă inovații în societate indiferent de credințele religioase? Today we have very abstract views of innovation. Îndrăznesc să spun că astăzi adoptăm o idee foarte vagă despre ce anume înseamnă inovația, idei foarte generale. Take the secular 18th century Enlightenment view of change. Gândiți-vă pentru o clipă la ideea de schimbare prevalentă în secolul 18 în iluminism. You can see it clearest in the notion of revolution. Ideea centrală, revoluția. Why did the French Revolution, the Russian Revolution, the Chinese Revolution all end in tyranny? Întrebarea e următoarea: de ce atât revoluția franceză, cât revoluția chineză, cât revoluția rusă, toate acestea trei au sfârșit în violență și anarhie? People today say there were three little flaws. Oamenii de astăzi vorbesc despre trei erori, greșeli fundamentale. One was they trusted too much in reason alone. Prima greșeală este că s-au încrezut în rațiune și doar în rațiune. The second was they believed that they could achieve complete change. A doua greșeală a fost convingerea că pot realiza o schimbare totală, radicală. And the third was they thought that by changing political structures you could work back and change the heart of humanity. Și o a treia greșeală a fost convingerea că prin transformarea structurilor politice se va realiza o transformare a întregii societăți, a fibrei societății. Now you can see how different the Jewish and the Christian views are. Dar dacă ne uităm la concepția creștină, concepția iudaică, perspectivele acestora sunt cu totul altfel, sunt total diferite. There's much more to human beings than just their minds and their reason. Oamenii sunt mai mult decât ființe raționale care procesează la nivel intelectual. And the Jewish and Christian views, you begin with the heart and then move out. Și în concepția creștină și concepția iudaică pornește de la inima omului, de la sufletul omului și mergi în afară, înspre celelalte facultăți. And thirdly, the Jewish and Christian views believe that we will never achieve complete change in humanity until God does something. Și atât concepția creștină cât și concepția iudaică pornesc și sunt motivate de convingerea că schimbarea radicală, transformarea totală a societății nu va fi posibilă aici pe pământ prin eforturile umane decât printr-o intervenție dramatică a lui Dumnezeu. The day of revolution in that sense is probably over. De aceea aș spune că
zilele revoluției sunt în trecut. But the most radical current view of revolution is what's called social constructivism. Însă poate aș spune că cea mai radicală încarnare a ideii de revoluție curentă astăzi este ceea ce numim constructivismul social. It has three little slogans. Constructivismul social are trei sloganuri distincte. There are no givens. Nu există daturi. There are no rules. Nu există reguli. And there are no limits. Nu există limite. In other words, we can innovate and completely change humanity and achieve an incredible human future. Cu alte cuvinte, putem să inovăm și să realizăm un viitor uman incredibil, extraordinar. If we had longer, I would argue that is just as stupidly a utopian as Mao Zedong. Dacă aș avea mai mult timp, v-aș oferi o pledoarie în sprijinul ideii că o asemenea formă de utopianism este pe picior de egalitate cu utopianismul lui Mao Zedong. And out of such fantasies will come disastrous social consequences. Și din asemenea concepții fanteziste vor rezulta pagube și dezastre umane inimaginabile. So we always begin with humanity as it really is, including the fact it's religiously diverse. De aceea mereu pornim de la realitatea umană așa cum este ea și de la contextul diversității așa cum îl observăm. But there are many, many issues flowing out of this topic. Dar bineînțeles sunt multe alte lucruri care pot fi legate de această temă discutată. Don't forget my challenge. Are you leading an examined life? Nu uitați provocarea cu care vreau să închei. Trăiești tu o viață autoexaminată, cercetată? We all believe something, but is what you believe adequate? Is it true? Does it answer the big questions of life? Cu toții avem convingeri și întrebarea care se pune este: sunt convingerile noastre adecvate? Sunt ele adevărate? Și sunt ele în măsură să răspundă la marile întrebări ale vieții? I've had the privilege of living on three continents. Am avut privilegiul de a trăi pe trei continente. I've met Hindu gurus. M-am întâlnit cu Buddhist guru, holy men. M-am întâlnit cu guru guru hinduș, m-am întâlnit cu hinduș, budiști, mă iertați? And I met many of the great atheists of our day. I knew Bertrand Russell when I was a student. Și am întâlnit mulți atei celebri. L-am întâlnit pe Bertrand Russell și am fost colegul el în Oxford. No people like Christopher Hitchens, the new atheist. L-am cunoscut pe Christopher Hitchens, noul ateu acum decedat. But I can say simply and clearly that in my 50 years of following Jesus, I've never met any answers that come close to the profundity of these answers. Sincer, că în acești ani nu am întâlnit niciun ateu care să aibă resursele de a răspunde la aceste mari provocări și mari întrebări ale vieții. But think it through for yourself. Dar vă provoc să vă gândiți de capul vostru. Thank you. Thank you.